Hei, zi, ciao! Nu, Ciao! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod! Stai să vedem dacă am luat cheia, am luat cheia! Mergem un pic la cumpărături. Stai așa, e un pic răcoare, da! Trai, că eu nu pot să respir prin mască. Așa, mergem un pic la cumpărături și după aceea mergem acasă. Da, tati, mergem cu Hyundai-ul. Aici trebuie să purtăm măști, din păcate. Mamă, ce mă jenează. A, da, am uitat. Lasă că poate avem timp să le scoatem până când ne întoarcem. Da, astăzi se aruncă cartoanele și avem și noi o grămadă. Nu cartoanele. Dar ce se aruncă azi, mami? Ce se aruncă, tati, azi? Da, în fine, oameni buni, ceea ce vreau să spun astăzi este că noi ne-am cumpărat niște chestii pentru casă aici în Olanda și am avea nevoie de un transport de 3,5 tone, adică ceva prelată sau mașină mare în care să ne cărăm lucrurile pe care le-am cumpărat de aici. De exemplu, ne-am cumpărat o grămadă de chestii, inclusiv un mobilier de dormitor, un dormitor complet, foarte, foarte, foarte șmecher. Adică nu l-am cumpărat noi, este cadou de casă nouă de la maică mea. Și ea este în Germania, noi suntem în Olanda. Pe lângă asta, noi ne-am mai cumpărat chestii de pe aici, pe care la fel vrem să le ducem în țară. Și în momentul în care ne întoarcem în România, adică la anul, în ianuarie sau în februarie, ne gândeam să găsim un transport de 3,5 tone și să luăm totul de aici și din Germania și să ducem în țară. Treaba stă în felul următor. Dacă găsesc pe cineva, ar trebui să vină din România în Olanda la mine, să încărcăm tot ce am aici și de aici să mergem în Germania la maică mea. De la mine până la maică mea sunt 550 de kilometri, ceva genul, și de acolo până în Petrila, județul Hunedoara, unde stăm noi, și până acolo sunt 1350 de kilometri, dacă nu mă înșel. Și în total, de exemplu, din Petrila până aici, în Olanda, unde stau eu, sunt 1800 de kilometri. Și ar veni dus întors din România de la mine 1800 cu 1800, 3600. Și e cam aceeași distanță. Dacă mergem de aici, din Olanda la mama, facem 500 de kilometri, dar suntem cu 500 de kilometri mai aproape de România, deci tot 1800. Dar noi o să calculăm în mare 4000 de kilometri, sau depinde de unde vine persoana. De exemplu, dacă vine cineva după mine aici în Olanda și vine din București, nu mai e aceeași distanță ca și cum ar fi de la Petrila până aici. Poate sunt în loc de 1800, poate sunt 2000 de kilometri până aici unde stau eu. Ce ne interesează cel mai mult pe noi este cât ar costa acest transport, de exemplu 4000 de kilometri, sau dacă este cineva care este deja în Olanda, a venit încărcat și pleacă descărcat și are drum în România, dacă poate să se ducă, ne interesează cât ne-ar costa să facem acest drum. Așa, după cum am spus, de aici din Olanda până la mine sunt maxim 1900 de kilometri, pentru că, na, încărcăm aici, trebuie să mergem în Germania la maica mea și de la maica mea din Germania în România, unde stau eu, unde descărcăm totul. Dacă știți pe cineva care face transport, dacă aveți voi mașină și faceți transport, dacă știți pe cineva care este în Olanda și face transport sau orice ne-ar putea ajuta, dați-mi acolo un comentariu sau un mail pe adresa mea de mail contact@mihaila.com, unde lăsați un număr de telefon și vă sun să vorbim. În mare parte, lăsați-mi și un comentariu să știu la câți bani ar trebui să mă aștept la acest transport. Pe lângă toate astea, cine va veni să mă ajute cu acest transport trebuie să aibă un loc și pentru mine în mașină și de asemenea pot să conduc și eu, ca să nu pierdem mult timp. Și de exemplu, dacă vine, nu va trebui să plecăm imediat, gen vine omul obosit de pe drum și din astea, putem să stăm o zi, două aici și după aceea să plecăm la fel la maica mea când ajungem, putem să stăm și acolo o zi, deci nu este stres să ajungem imediat acasă. Dar în cazul în care omul se grăbește, la fel nu este nicio problemă, ne putem grăbi. După cum am spus, hai că s-a apucat femeia să cânte. Ce spui, da, tati.
După cum am spus, pot să conduc și eu, așa că nu va fi o problemă, vom ajunge mult mai repede acasă și va fi totul perfect și ok. Uite, cum e ăsta din față, ar fi perfect, 3,5. Mobilierul de dormitor este nou-nouț, este demontat, este împachetat frumos, nu sunt bucăți alandala, merg așezate cum trebuie. Și avem, oricum, avem destul de multe lucruri pe care trebuie să le ducem. Uite, ăsta din față. Da, inclusiv calculatoarele, monitoarele, televizorul, tot ce am pe aici. Oh, oh, sunt multe. Tocmai de aia am nevoie de 3,5 tone, cum ar fi ăsta de aici din față, pentru că într-unul mic... Inițial noi am vrut să cumpărăm un Mercedes Vito, un Renault Trafic, ceva mare. Dar nu are rost să dau pe la 1500 de euro, 2000 de euro și după aceea să mă trezesc că am vreo problemă cu el și pe drum nu mai merge sau se întâmplă orice altceva, pentru că te poți aștepta la orice. Așa mai bine dau la cineva o sumă de bani, vine după mine și știu că totul este ok și stau fără stres. Aștept cu nerăbdare părerile voastre, aștept cu nerăbdare comentariile voastre și totul despre chestia asta. Lăsați acolo un comentariu. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Dacă v-ați cumpărat o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, aveți în descrierea acestui videoclip 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical, dacă vreți să vă verificați mașina în caz de accident, kilometri dați înapoi sau orice altceva. Nu uitați și de contul meu de Instagram Mihail Ștefan Vlog, găsiți link în descriere, și de canalul secundar Mihail Ștefan #storytime. Până data viitoare, v-am pupat. Bye bye.